Iubiți frați și surori, iubiți prieteni, ascultători ai Cuvântului Sfânt, toți cei care ați grăbit și în această seară la timpul de părtășie, e o bucurie pentru noi slujitorii să vedem cum ne intrăm în forma inițială, înainte de încercarea care bântuie pământul, serviciile de seară de la New Life erau în forță, pline de călăuzirea și puterea Duhului Sfânt. Ne adunam în zile de sărbătoare până la 200 de persoane, prezența în medie la 160-170 la serviciile obișnuite. Am scăzut din punct de vedere numeric în ultima perioadă, dar nădăjduiesc ca să nu fi scăzut din punct de vedere a intensității trăirii noastre cu Domnul. Prindeți curaj, căutați casa Domnului, căutați părtășia cu Sfinții, pentru că părtășia cu mijloacele media sau mijloacele electronice nu se încadrează în uzanța Scripturii. Caz de forță majoră, caz de boală, caz de situații deosebite, poți ca să ai părtășie cum se poate, dar lipsa fraților, a surorilor, a bisericii se simte în scurgerea timpului. De aceea, haide să strângem rândurile și așa cum și Biserica Primară a trecut prin încercări, să perseverăm și noi în propovăduirea Scripturii, legătura frățească, frângerea pâinii și în modul acesta să menținem ceea ce nu e de lăsat. Pentru că dacă nu menținem ceea ce ne spune Cuvântul Sfânt, ne pierdem identitatea și nu dorim lucrul acesta. Continuăm seria de mesaje pe care fratele păstor Samuel Crișan a început-o duminica trecută, duminică seara, din Evanghelia după Matei, sub acest generic, chemarea la implicare. Chemarea la implicare. Vă aduceți aminte mesajul binecuvântat de duminica seara trecută? Am fost provocați prin călăuzirea Duhului Sfânt de a ne pune în negoț sau în talanții, darurile cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat. Nu știu cât ați aplicat, cât nu ați aplicat. Omul care pune în practică aduce rod. Omul care nu le pune în practică devine steril. Puneți în practică Cuvântul Sfânt și veți vedea cum și alții vă vor urma pe calea credinței. Chemarea la implicare. Și alături de ceea ce tânărul nostru iubit, alături de tinerii bisericii care cresc frumos și care se adâncesc în Cuvântul Sfânt, din Matei capitolul 3, Domnul mi-a pus pe inimă următoarea temă: fii un om de acțiune. Fii un om de acțiune. Și acum un exemplu de acțiune din Biserica New Life. Luna trecută, o familie din Biserica New Life, care vor să rămână anonimi, mi-au împărtășit o acțiune pe care Domnul le-a pus-o pe inimă. De a trimite cu ocazia zilei de naștere un gift card cu precădere la surorile văduve și frații văduvi din adunare, care sunt în număr de 20. 3 carduri au fost deja expediate, urmând să fie expediate în lunile următoare și celelalte. Această acțiune anonimă, dar cu avizul cerului, este în acord cu textul din Iacov, capitolul 1, cu versetul 27. Și acolo cuvântul spune că religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. O acțiune simplă, o acțiune din inimă, dar o acțiune cu impact. Și 20 de surori văduve și frați văduvi din adunare, pe lângă ei se vor adăuga și alții, au bucuria că atunci când au ziua de naștere, din partea bisericii să primească un card și un gift card, pe care îl pot folosi așa cum vor. Așa că e bine să fii căsătorit,
dar nu-i rău nici să fii văduv cu biserica. Pentru că văduvele din biserică și văduvii din biserică nu sunt singuri. Am zis bine? Pentru că trebuie să fim o familie. Nu vom ajunge noi slujitorii la toți. De fapt, în ultima perioadă, de-abia la ușă ajungem. Și acolo îmi pun mască și ce am de dat în numele Domnului, las la ușă. Nu știu când vom putea din nou să intrăm în familia, în casele voastre. Dar cert lucru, ceea ce din punct de vedere al lumii e neglijat, din punct de vedere al lui Hristos și a bisericii, are prioritate. Cercetarea aceasta ne motivează să fim practici, ca și această familie, oameni de acțiune. Avem de la cine învăța? Învățăm ce înseamnă acțiune de la Tatăl Ceresc, care a acționat în dragoste, trimițându-L în lumea aceasta pe singurul Lui Fiu, iubitul nostru, Domn și Mântuitor Iisus Hristos, Matei 1:21, binecuvântat să-i fie numele. Din experiența lui Ioan Botezătorul pe care o avem în Matei, capitolul 3, prin călăuzirea Duhului Sfânt vom vedea ce implică să fii un om de acțiune, având manifestări diferite, mesaj diferit și moarte diferită. Sunteți gata să mergem mai departe? Manifestări diferite, hai că le parcurgem. Mesaj diferit, ne străduim. Dar vom vedea cum un om de acțiune are parte și de o moarte diferită. În Matei, capitolul 3, versetele 1 și 4, cuvântul spune: în vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustia Iudeii. Ioan purta o haină de păr de cămilă și la mijloc era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Omul de acțiune, în primul rând, are manifestări deosebite, manifestări diferite. Lucrarea pregătitoare a lui Ioan Botezătorul fusese profețită de Isaia cu mai bine de 500 de ani înainte de epoca sa. Și în Isaia 40:3 cuvântul spune: glasul celui care strigă în pustie. Ioan era glasul, iar națiunea Israel era, din punct de vedere spiritual, pustia, uscată și neroditoare. Și omului Dumnezeu, omul de acțiune, prin aceste manifestări deosebite, se încadrează în uzanța Scripturii, dar nu schimbă tonul și cuvântul Scripturii. Dacă așa a fost profețit, glasul celui care strigă în pustie, Ioan era glasul, iar națiunea Israel era, din punct de vedere spiritual, pustia, care era neroditoare și aridă. Ioan, dacă doriți, era vocea, Iisus era cuvântul. Ei erau neamuri, erau verișori. Dar Ioan Botezătorul, care era vocea, a fost înainte mergătorul lucrării lui Mesia, care era cuvântul. Profetul Maleahi a vorbit despre el, capitolul 3, versetul 1. Iată, voi trimite pe solul meu, el va pregăti calea înaintea mea. Și Domnul Iisus îl confirmă, Matei 11:10-11, căci el este acela despre care s-a scris: adevărat vă spun că dintre cei născuți din femei nu s-a sculat nici unul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși, cel mai mic în împărăția cerurilor este mai mare decât el. Ioan Botezătorul, prin aceste manifestări diferite, a fost ultimul profet vechi testamental. Luca 16:16. Și nici un alt profet nu mai fusese auzit în ultimii 400 de ani. De 400 de ani, ceea ce avem în Scriptură, fila albă a Scripturii, nimeni n-a mai spus: așa vorbește Domnul. Și după 400 de ani de tăcere, Dumnezeu ridică pe acest om al acțiunii, care are manifestări diferite.
se îmbracă diferit, mănâncă diferit, mesajul lui e diferit. După 400 de ani de tăcere, Ioan Botezătorul cheamă pe evrei și nu numai la pocăință. Când și-a deschis gura, Ioan Botezătorul a predicat pocăința. Când și-a deschis gura, Domnul Iisus Hristos a predicat pocăința. Când și-au deschis gura, Apostolul Petru în ziua cinzecime a predicat pocăința. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Când și-au deschis gura, Apostolul Pavel, Andrei și toți ceilalți au predicat pocăința. De 400 de ani nu s-a mai auzit pe fața pământului mesaj și mesager venit din partea lui Dumnezeu. Dacă vă uitați împreună cu mine, ultimul cuvânt cu care se încheie Vechiul Testament e cuvântul blestem. Ne spune cuvântul în Maleahi 4:6. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinții lor, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Ca o ghilotină cade cuvântul acesta și se încheie revelația vechi testamentală. Și 400 de ani nimeni n-a mai vorbit cu autoritate din partea lui Dumnezeu. Ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Iar în Noul Testament începe cuvântul prin pocăiți-vă, Matei 3:2, căci el zicea, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Ioan, având manifestări diferite, a fost zmerit în comportament și în îmbrăcăminte. Era același echipament pe care îl purtase și Ilie. Dacă întoarcem la 2 Regi 1:8, ținuta vestimentară a profetului Ilie a fost identică cu cea a purtat Ioan. Pentru că și hainele ce le purtăm și cu ce ne hrănim ne spun despre identitatea noastră. Și de aceea Apostolul Pavel ne atenționează să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Acest om a venit și a trăit și a venit din pustie. Dacă întoarceți la Luca, capitolul 2, acolo vom vedea o pleiadă de nume, fiecare cu funcție, fiecare cu poziția pe care o avea. Luca, capitolul 3, 1 și 2 versetele. În anul al 15-lea al domniei lui Tiberiu Cezar, pe când Pilat din Pont era dregător în Iudeia, Irod, cârmuitor al Galilei, Filip, fratele lui, cârmuitor al Ituriei și al Trahonite, Lisania, cârmuitor al Abileniei și în zilele marilor preoți, Ana și Caiafa, cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia, în pustiu. N-a vorbit cuvântul lui Dumnezeu nici la marii preoți, nici la dregători, nici la Pilat, că toți aveau nevoie de pocăință. Cuvântul lui Dumnezeu se transmite doar acolo unde e vas curat, doar acolo unde se înmagazinează cuvântul și se transmite exact cum a fost primit. Pentru că Dumnezeu nu are în vedere funcția cuiva, ci Dumnezeu are în vedere, în primul rând, chemarea cuiva. Și cine are chemare din partea lui Dumnezeu de a fi propovăduitor, de a fi păstor, de a fi evanghelist, când Dumnezeu îi trimite cuvântul, nu e chiar așa de important că unde îl găsește, chiar dacă el era în pustie, dar cu siguranță cuvântul acela nu va fi distorsionat. Ăștia toți erau în metropole. Ioan Botezătorul ne spune cuvântul că era în pustie. Nu fugiți de pustiu, frați și surori, că în viața de credință Dumnezeu ne trece și prin pustiu. Domnul Iisus Hristos a știut ce înseamnă ispitirea în pustie. Apostolul neamurilor Pavel, înainte de a intra în lucrare, a stat în pustia Arabiei. Ioan, teologul, ucenicul iubirii, a experimentat pustia din insula Patmos.
În pustie, în intimitatea cu Dumnezeu, ți se revelează adânci și tainice descoperiri dumnezeiești care trebuie să le transmiți așa cum ți-au fost date. Omul de acțiune are manifestări diferite. Identitatea îmbrăcăminții, având probabil rolul de a le atrage atenția iudeilor credincioși asupra asemănării dintre misiunea lui Ioan Botezătorul și aceea lui Ilie, dacă citiți în Matei 17, 10 și 12. Ioan se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. O nouă dietă pentru noi? Nu chiar. Era atât de captat de misiunea sa, încât confortul și plăcerile obișnuite ale vieții erau suprimate. Pentru el nu era atât de important cu ce își rănea trupul, ci pentru el era primordial cu ce își rănea sufletul. Și pentru el cuvântul lui Dumnezeu era la loc de cinste. Ce experiență a avut și Ionatan în bătălia de la Micmaș. M-am dus pe trimitere, pregătind acest mesaj și la, dacă vă uitați, la Matei, capitolul 3, la trimiteri, la versetul, în trimiteri, găsiți textul de la 1 Samuel 14, 25 la 27. Și în experiența de la Micmaș, tot poporul a ajuns într-o pădure unde se găsea miere pe fața pământului. Ionatan n-a știut de jurământul pe care pusese tatăl său pe popor să-l facă și a întins vârful toiagului pe care l-avea în mână, l-a vărât într-un fagure de miere și a dus mâna la gură și ochii s-au luminat, ne spune cuvântul la 1 Samuel. Ioan Botezătorul s-a hrănit cu lăcuste și miere sălbatică, exact așa cum a făcut cu sute de ani înainte și Ionatan, dar într-o altă circumstanță. Cuvântul lui Dumnezeu e dulce ca picurul și ca fagurile de miere. Nu? Și curios, dacă digerăm și dacă savurăm cuvântul lui Dumnezeu, nu ne alegem cu diabet. Două surori au zis praise the Lord, dar și dumneavoastră, cred că consimțiți. Trei aplicații practice legate de acest gând pentru fiecare dintre noi. Trebuie să fi fost o experiență zguduitoare să te fi întâlnit față în față cu Ioan Botezătorul. Dar când vei sta în față în față cu regele regilor, ce vei zice? Te vei putea scuza? Acel om care nu dădea nicio importanță lucrurilor ce stau astăzi în atenția noastră. Nu-l interesa ceea ce ne interesează pe noi? Cine ne pune să alergăm de dimineața și seara, de la sute de proprietăți la sute de proprietăți și pentru suflet să nu facem timp. N-avem timp joia la biserică, n-avem timp mai nou dacă e la un serviciu, nu servim și al doilea, pentru că suntem obosiți. M-am întristat când am auzit de o mărturie a unei familii care a lucrat 20 de ani, 12 ore, zi și noapte, să-și adune milioanele și să-și ia o cabană la pensionare în Caraibe. Nu e asta scopul vieții noastre, frați și surori. Cât despre mine, bucuria ce am, e eu și casa mea să putem sluji Domnului. Și să strângem rândurile, să fim mai aproape de Domnul. Dar ce să transpir de dimineața până seara pentru combustibil, pentru iad? Că toate vor arde cu trosnet. Acel om nu dădea nicio importanță lucrurilor ce stau astăzi în atenția noastră. Absorbirea lui de realitățile spirituale îi va fi făcut pe concetățenii săi și să-și dea seama în ce sărăcie se zbat atunci ca și acum. El era bogat din punct de vedere spiritual, pentru că îl interesau lucrurile care îl bogățeau. Renunțarea la pretențiile eului propriu constituia o usturătoare condamnare a spiritului lumesc din vremea sa și vremurile noastre. Domnul Iisus Hristos ne-a spus, nu vă strângeți comori pe pământ, ci strângeți-vă comori în cer. Matei 6, 19 și 20. Chemarea lui Dumnezeu, frați și surori, nu este pentru a te face numărul 1, number one în ochii lumii, ci a-L face pe El numărul 1 în viața ta. A fost motoul vieții fratelui Ravi Zaharia și rezultatele nu s-au lăsat să fie așteptate.
frați și surori, că până în spate nu vă văd prea bine. Chemarea lui Dumnezeu nu este pentru a te face number one în ochii lumii, ci a-L face pe Dumnezeu number one în viața ta. Și dacă a fost mărturia unui om care a strălucit și strălucește și în, și în moarte, și în viață, și e pomenit și după ce a plecat la cele veșnice, de ce să nu fie și mărturia noastră? Fii un om de acțiune, având manifestări diferite. Pentru că omul de acțiune e greu să fie purtat în tipare. Vezi că acum te muți la dreapta, după aceea în față, cum le-ar place unora ca vestitorii să fie hopa mitică. Uite așa. El e în funcție de Domnul și ceea ce Domnul îi pune pe inimă. În al doilea rând, fii un om de acțiune având mesaj diferit. Unii spun ce știu, alții știu ce spun. Care a fost mesajul venit de la Dumnezeu după 400 de ani de tăcere? Matei 3:2, el zicea, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. La acest punct doresc să fac câteva precizări hermeneutice, vizând arta interpretării textelor biblice, știința exegezei. Vedeți? Mesaj diferit. Respectarea speciilor literare este o regulă fundamentală pentru o interpretare corectă a aspectului uman al textului biblic. Noi nu putem separa ceea ce s-a spus de modul în care s-a spus. De fapt, nu avem acest drept de a separa ceea ce s-a spus de modul în care s-a spus. Și ereziile apar tocmai din această neconcordanță. Adică de forma literară prin care a exprimat autorul gândurile inspirate de Dumnezeu. Fără a împinge lucrurile până la formula celebră a lui McLuhan, mediul este mesajul, se poate spune totuși că și între mesaj și mediu este o legătură care nu poate fi anulată. Mesajul fiind oricum inseparabil de mediu, adică de forma sub care ne este prezentat. Și mesajul transmis de Ioan Botezătorul a fost identic cu ceea ce Dumnezeu i-a spus. În Psalmul 119:36, cuvântul spune, Doamne, pleacă-mi inima spre învățăturile tale și nu spre câștig. Calvin spunea, adevărata înțelepciune stă în cunoașterea lui Dumnezeu și în cunoașterea de sine. Las pe Dumnezeu să-ți vorbească. Tu fă doar liniște ca să-i auzi glasul. Și dacă ai venit la biserică, fii cu luare aminte la ceea ce se spune, ca să știi ce ai de făcut. Mesajul predicat de Ioan Botezătorul a fost pocăința. Domnul Iisus Hristos a predicat același mesaj, Matei 4:17. De atunci încolo, Iisus a început să propovăduiască și să zică, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Ucenicii au făcut la fel, predicând același mesaj, Matei 10:7. Schimbați-vă mentalitatea, adoptați religia personală. Religie derivă din latinescul religo, religare, care înseamnă a fi reconectați cu Dumnezeu. Adoptați religia personală, diferit de religia instituțională, oficială, care și atunci și acum ajunge să fie osificată. Nu mai transmite nimic decât ritual, ritual și iar ritual. Ritualul nu este suficient pentru a mântui. Pocăința trebuie să fie autentică. Faptele trebuie să confirme schimbarea petrecută în inimă. Versetul 6. Și mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Pocăința era schimbarea vieții, iar botezul demonstra această pocăință interioară. Și acum, botezul lui Ioan nu a fost un botez creștin, Fapte 19:1-7, ci un botez spre pocăință, versetul 11, eu vă botez cu apă spre pocăință. Pocăința, frați și surori, nu este o sectă, cum spun unii,
ci este o poruncă dată de Domnul Iisus. Pentru că există un timp al pocăinței și un rod al pocăinței. Cori ten Boom spunea, dacă vei privi la lume, vei fi chinuit. Dacă vei privi la tine, vei fi deprimat. Dar dacă vei privi la Hristos, vei găsi pace și liniște sufletească. Fii un om de acțiune, trăind și predicând pocăința. Și numai când o să fie nevoie să-ți deschizi gura. În al treilea rând, omul de acțiune are parte și de o moarte diferită. În Matei 14, 3 și 4, versetele cuvântul spune, căci Irod prinsese pe Ioan, îl legase și îl pusese în temniță, din pricina Irodiadei, nevasta fratelui său Filip, pentru că Ioan îi zicea, nu ți este îngăduit să o ai de nevastă. Versetul 10. Și-a trimis să taie capul lui Ioan Botezătorul. Omul de acțiune nu are doar manifestări diferite. Nu are doar mesaj diferit. Ci omul de acțiune are parte și de o moarte diferită. Și cât vor fi veacurile, acest adevăr rămâne valabil. Pentru că oamenii lui Dumnezeu știu să spună răspicat, nu-ți este îngăduit. Nu-ți este îngăduit. S-o ai de nevastă. Domnul Iisus Hristos a avut parte de o moarte diferită. Ioan Botezătorul, apostolii Domnului, toți cei care se opun fără de legii au parte de o moarte deosebită. Pentru că în Matei capitolul 14, textul care l-am amintit legat de moartea lui Ioan Botezătorul, ne spune cuvântul că prezența lui a produs reacție. Spune cuvântul, a înviat, acesta este Ioan Botezătorul, a înviat din morți și de aceea se fac minuni prin el. Căci Irod prinsese pe Ioan, îl legase și îl pusese în temniță din pricina Irodiadei, nevasta fratelui său, Filip, pentru că Ioan îi zicea, nu ți este îngăduit să o ai de nevastă. Știți ce s-a întâmplat? Pentru că el putea să dispună. Irod ar fi vrut să-l omoare, dar se temea de norod, pentru că norodul privea pe Ioan ca pe un proroc. Și stătea în cumpănă, ne spune cuvântul sfânt. Dar a cedat în fața unui favor venit de unde n-ar fi trebuit să vină, și atunci Ioan Botezătorul, în acord cu cuvântul sfânt, capul a fost adus într-o farfurie, și dat fetei care l-au dus la mama sa. Ucenicii lui Ioan au venit, de i-au luat trupul, l-au îngropat și s-au dus, de i-au dat de știre lui Iisus. Omul de acțiune, să știți că are parte și de o moarte deosebită. Pentru că, în genere, oamenii de acțiune nu sunt doriți. Mă gândesc la Abraham Lincoln, fondatorul Partidului Republican. Moartea lui rămâne exemplu, dar și eliberarea care a venit prin aceasta și prin acțiunea pe care a avut-o. Martin Luther King și alții, și de atunci până astăzi, oamenii lui Dumnezeu, frați și surori, care se opun valului fără de legii, sunt condamnați la moarte. Uitați-vă și în familie, când spun unui copil, nu ți este îngăduit să faci lucrul acesta, se revoltă. Mie îmi spui. Câteodată și în biserică, frați și surori, așa trebuie făcut. Mie îmi spui. Și așa e și în lumea de astăzi. De aceea spun că oamenii de acțiune au parte și de o moarte diferită. Oamenii de acțiune nu pot fi cumpărați cu bani, funcții și avantaje. Pentru că omul cumpărat cu bani este omul fără valoare. Acțiunea este deseori mai importantă decât finalul, pentru că îl determină.
Și Ioan Botezătorul a avut parte de o moarte diferită. Dar ce contează că n-a fost aclamat de puterile veacului trecut, când el rămâne mărturie peste veacuri asupra lucrării pe care a făcut-o? Steve Lovson spunea: problema cu predicatorii de astăzi este că nimeni nu mai vrea să-i ucidă. Chiar așa să fie? Când am citit mărturia aceasta, m-am cercetat. Problema cu predicatorii de astăzi este că nimeni nu mai vrea să-i ucidă. Într-o altă parte, cuvântul spune despre un profet: să-l ucidem cu vorba. Ideea ar fi că așa trebuie să stăm pentru cuvânt, încât a fi pasibil de execuție capitală. Donald McGonan spunea: leadership is an action, not a position. A conduce, a da direcție, este acțiune, nu poziție. Și dacă frați slujitori, frați și surori de la New Life, așa vom sta, ca să fim oameni de acțiune, vreau să vă spun că trebuie să avem manifestări diferite, mesaj diferit, dar să vă așteptați și la moarte diferită. De fapt, ferice de morții care mor în Domnul. Cei care stăm pentru adevăr, suntem binecuvântați și în moarte, dar și în viața veșnică. Doresc ca să mă apropii de încheiere. Prin două mărturii, o mărturie ce am auzit-o din partea fratelui respectatului pastor Petrică Găină, pastor în județul Caraș-Severin la biserica din Băuțari, și e chemat în multe locuri, de-a lungul și de latul pământului, fiind un om de acțiune, un om al lui Dumnezeu deosebit. Și dânsul a depus această mărturie la Biserica Penticostală Elim din Timișoara și m-am bucurat că a depus mărturia aceasta acolo. Și o să vedeți de ce. Spunea fratele: era cam în 1930 și la terminarea serviciului a intrat în biserică preotul și șeful de jandarmi. I-au arestat pe toți cei prezenți în frunte cu păstorul, fratele de Bucan, și au fost duși din post în post de jandarmi până la Sibiu pentru a fi judecați pentru credința lor, peste 200 de kilometri. În ziua procesului s-a dat loc din oficiu unui colonel ca să-i apere de toate calomniile aduse împotriva lor. Și colonelul, care nu avea brațul stâng de la cot în jos, a zis: onorată asistență, baptiștii sunt oamenii lui Dumnezeu. Creștinii baptiști sunt eroi naționali. Sunt preferații reginei Elisabeta. Creștinii baptiști au reprezentat în Liga Națiunilor. Președintele Americii, Truman, este baptist. Creștinii baptiști sunt supuși ordinilor și își iubesc țara. Când a auzit judecătorul așa pledoarie, a spus: dacă așa stau lucrurile și voi mi-ați adus din Banat până aici la Sibiu să fie judecați pentru credința lor, ce cereți? Și acel colonel, care din oficiu trebuia să-i apere, a spus: să li se ia cătușele de pe mâini și să fie liberați, iar cei care i-au acuzat să fie amendați din greu. La ieșire din sala de judecată, păstorul de Bucan i-a spus în șoaptă colonelului, care n-avea mâna de la cot în jos, că nu-l știa, l-a văzut atunci prima dată: cine te-a plătit ca să ne apere, omule? Și colonelul îi spune pastorului de Bucan: nu mă cunoști? Când în război fiind, o schijă mi-a tăiat brațul, tu m-ai luat în spate și m-ai dus la postul de prim ajutor. Atunci m-ai salvat tu, iar astăzi v-am apărat eu, pentru că Domnul a mers înaintea voastră, și cu întreaga biserică să spunem: slăvit să fie Domnul!
frați și surori, pe cine ai luat în spate în ultima dată și să-l aduci la biserică, pentru cine te zbați în post și rugăciune, pentru că va veni o zi când ți se va spune ca pastorului de bucan, omule, nu mă cunoști, nu mai am brațul de la cot în jos, că o schijă mi l-a luat, dar tu te-ai aplecat, m-ai luat în spate și pastore, nu uita, m-a trimis Dumnezeu aici înaintea voastră ca să vă apăr. Mare Dumnezeu avem, frați și surori, numai trebuie să ne bazăm pe ceea ce El a spus. Fii un om de acțiune, ca acești creștini. Și încă o mărturie, de pe Valea Someșului, când s-a pornit credința baptistă, prin anii 1910, erau numai biserici baptiste pe toate Valea Someșului. Acum mozaicul e mare, dar nu intru în acest aspect. Și frații noștri de pe toate văile și de pe toate dealurile au fost aduși din post în post de jandarmi până la tribunalul din Deș, care era atunci centru de raion. Și tot așa ca la pastorul de bucan, judecătorul îi întreabă, oameni buni, de ce ați venit voi aici? Cine v-a adus? Și unul din pionierii pe calea credinței și-o fi luat cu ușma din mână, cu sumanele cum erau, și le-a spus, domnule judecător, noi am fost aduși aici pentru credință. Păi ce credință aveți voi? Suntem creștini baptiști, suntem pocăiți. Și se uită spre banca acuzării, păi voi îmi aduceți să judec oameni care au frică de Dumnezeu? Voi îmi aduceți aici oameni care se închină? Nu e plină țara de hoți? Nu e plină țara de tâlhari? Nu e plină țara de oameni care beau ziua în amiaza mare? Nu e plină țara de atâtea și de atâtea lepre? Voi îmi aduceți oameni care se închină lui Dumnezeu? Și a dispus imediat eliberarea fraților noștri. Și au plecat frații noștri cu vestea bună a Evangheliei. Și de atunci, frați și surori, s-a dus vestea și pe Valea Crișurilor, și pe Mureș, și pe Târnave, până în Dobrogea și peste tot, datorită faptului că au fost oameni pregătiți cu manifestări diferite, cu mesaj diferit, dar au fost gata și pentru o moarte diferită. Fii un om de acțiune, e îndemnul pe care l-am din partea Domnului pentru această seară. Și duminica viitoare acționează aducându-te pe tine și pe lângă tine și pe alții, pentru că biserica e vie și duminică seara. Peste noi n-a venit întunericul. Suntem oameni ai luminii și vrem să ducem vestea bună, având un mesaj cu impact. Ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul, pentru că toată viața l-au urmat și l-au slujit. Noi facem parte, echipa de laudă și închinare, rog să vină în față. Noi facem parte din șiragul acestor oameni ai credinței. Și ceea ce a predicat Ioan Botezătorul, Domnul Iisus, Sfinții Apostoli, e mesajul care se predică și astăzi. Iisus Hristos ne cheamă la pocăință, ne cheamă să ne mărturisim starea, ne cheamă să părăsim lucrurile care ne-au dominat ființa și prin Duhul Sfânt să avem parte de naștere din nou. Nu vrei tu să fii un om de acțiune? M-am bucurat pentru familia care a venit dimineață și am promisiunea, mâine o să-i vizitez dacă ajută Domnul și joi mi-au promis că o să vină cu tânăra, cu nepoată la tineret, frate Sami, și ai vorbit și tu cu ea, cu familia și duminica viitoare o să vină la clasele de studiu. Frați și surori, e atât de mare câmp de lucru. În două săptămâni vin frații din Tennessee și din Dallas cu misiunea Andrei. Cum stăm cu misiunea Andrei? Am spus altora despre Hristos? În numele dragostei Domnului Iisus Hristos, nu vă rog, ci vă poruncesc. Hotărâți-vă să fiți oameni de acțiune, având manifestări diferite, mesaj diferit, moarte diferită, dacă Dumnezeu va îngădui lucrul acesta. Știți de ce? Nu de dragul nostru sau echipei de închinare sau pastorilor de la New Life, ci de dragul lui Iisus.
El să fie slăvit și toată slava să-i o dăm ca Tată, Fiul și Duh Sfânt, acum și în veci. Amin. Haideți să ne ridicăm și prin acest im binecuvântat, Iisus Mesia, să ne rededicăm Lui, să mărturisim că vrem să punem în practică, începând din această seară, cuvântul pe care l-am auzit prin pastorul Samuel, duminica viitoare seară, despre un alt mesaj provocator din Evanghelia după Matei, sub acest generic, fii un om de acțiune, implică-te, binecuvântat, a Lui să fie slavă acum și în veci. Amin.